Radio România vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor, 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Constantin Ion Parhon, personalitate remarcabilă a endocrinologiei românești. Contestat pentru activitatea lui politică, savantul Constantin Ion Parhon a îmbinat strălucit medicina cu științele naturii, dar a avut nenorocul de a se naște cu 100 de ani prea devreme. A văzut lumina zilei pe 15 octombrie 1874 la Câmpul Mușcel. Atras de medicină, a urmat cursurile Universității din București și a obținut în 1900 titlul științific de doctor în medicină cu teza Contribuțiuni la studiul tulburărilor vazomotorii în hemiplegie. A profesat ca medic la Spitalul Rural Ralet, apoi e medic secundar la Spitalul Pantelimon. În această perioadă devine docent al Clinicii de Boli Nervoase din București, urmând și un stagiu de perfecționare la München. Între 1909 și 1912 devine medic primar la Ospiciul Mărcuța. Cei Parhon s-a implicat în învățământul superior medical ca profesor universitar de neurologie și psihiatrie la Facultatea de Medicină din Iași și profesor de clinică endocrinologică la Facultatea de Medicină din București. În paralel cu activitatea didactică, și-a continuat activitatea profesională ca director al Spitalului lui Socola din Iași și apoi al Institutului pentru Bolile Nervoase, Mintale și Endocrinologice din București. În 1928 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, devenind în 1939 membru titular și președinte de onoare al acestui prestigios for științific. Parhon a fost fondatorul revistei Societății Române de Endocrinologie, Acta Endocrinologica, în 1938, iar în anul 1946, regele Mihai a înființat Institutul de Endocrinologie cu numele C.I. Parhon. În ceea ce privește activitatea politică, Constantin Ion Parhon a fost influențat de operele lui Karl Marx. Militant socialist, el s-a numărat printre fondatorii efemerului Partid Muncitor, apoi a devenit susținător al Partidului Comunist. În primăvara anului 1944 a fost primul semnatar al memoriului protest al intelectualilor pentru ieșirea României din coaliția militară fascistă. Din 1946 până în 1961 a fost fără întrerupere membru al Adunării Deputaților și apoi al Marii Adunări Naționale. Constantin Parhon este considerat a fi primul șef de stat al României. El a fost ales președinte provizoriu al Prezidiului Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947, chiar în ziua în care regele Mihai I a fost obligat de către comuniști să abdice. Memorabilă rămâne inițiativa sa de a schimba numele orașului Brașov în orașul Stalin, citez, în cinstea marelui geniu al omenirii muncitoare, conducătorul poporului sovietic, eliberatorul și prietenul iubit al poporului nostru, Iosif Visarionovici Stalin. În 1952 a renunțat la activitatea politică, dedicându-și restul vieții activității de cercetare științifică. L-a preocupat în special rolul glandelor endocrine, studiul clinic al endocrinopatiilor și problemele de endocrinologie generală. A adus contribuții în domeniul terapeuticii afecțiunilor endocrine, fiind și autorul primelor medicamente opoterapice din România. A publicat numeroase studii, a fost mentorul Anei Aslan, iar intervenția sa l-a salvat pe profesorul Constantin Rădulescu Motru, întemnițat la turnul Severin, care i-a rămas toată viața recunoscător. Academicianul Constantin Ion Parhon s-a stins din viață după o îndelungată suferință în ziua de 9 august 1969 la Spitalul Elias. A fost înmormântat cu funeralii naționale în mausoleul din Parcul Carol. Rămășițele sale pământești au fost exhumate după dezafectarea mausoleului din anul 1991. Astăzi v-am prezentat personalitatea și opera lui Constantin Ion Parhon în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromânia.ro. Mâine, Radio România Regional vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.